Bună! Numele meu este Miruna și sunt din București. Exact acum 2 ani, în vacanța de vară, am avut cea mai sinistră experiență din viața mea. Până și acum când îmi amintesc, simt cum mi se face pielea de găină. Și vă spun de pe acum că toată familia mea m-a crezut și nu a fost deloc doar în imaginația mea. Noi locuiam în Sibiu, iar la un moment dat, părinții mei au găsit un loc de muncă mai bun la București. Ne-am mutat, iar la scurt timp după, am decis să rămânem aici și ai mei au vândut casa pe care o aveam la Sibiu și au cumpărat un apartament la București. Însă, undeva pe lângă Sibiu, stătea bunica mea, care a rămas singură și fiindcă părinții mei nu mai reușeau să facă față cu timpul, au decis să o aducă și pe ea la noi la București. Dar bunica mea mai avea 2 case la țară, care trebuia întreținute cumva. Așa că după o lungă discuție cu părinții mei, au decis să le vândă pe ambele, ca să nu ne mai lege nimic acolo. Ei bine, părinții mei și-au luat concediu, eu am luat vacanța și am mers cu toți la țară să renovăm puțin casele pentru a le putea vinde. Când am ajuns, nu am stat în casa bunicii mele pe care o știam, pentru că era prima care urma să o renoveze. Așa că ne-am cazat la cealaltă casă care aparținea străbunicii mamei mele, pe care eu nu am văzut-o în viața mea, nici măcar în poze. Era prima oară când intram în acea casă, fiind oarecum abandonată. Bunica mea o mai îngrija din când în când, dar doar cât să nu se degradeze mai rău, să spun așa. De când am intrat acolo, am avut un sentiment extrem de ciudat, ca și când aș avea deodată pe cineva în spatele meu. Chiar și când eram singură la baie. Însă, am încercat să mă calmez și să-mi repet în minte că acest lucru e doar în capul meu. Ideea e că toată ziua eram la casa cealaltă, încercând să-i ajut pe părinții mei să termine cât mai repede. Îi ajutam să zugrăvească, să facă curățenie, absolut tot. Dar problema era când venea seara și trebuia să ne întoarcem la acea casă, care nu avea nici măcar curent electric. Deci toată noaptea stăteam într-o beznă totală. Prima seară a început cu niște vise. Visam o femeie de vreo 30 de ani, blondă cu ochi albaștri, care se tot certa cu un bărbat. La un moment dat, copilul ei a început să plângă și îl dusese în camera alăturată. Iar mai apoi, bărbatul respectiv începuse să dea nea și să țipe. Acei oameni din vis erau total necunoscuți pentru mine. Singurul lucru cunoscut era casa. Casa în care erau. Era fix casa în care noi dormeam. Ideea este că am simțit extrem de intens acel vis, ca și când eu eram acea femeie maltratată de soțul ei și m-am trezit extrem de speriată. Am încercat să nu bag în seamă și să mă gândesc că a fost doar un vis urât și atât. Așa că mi-am continuat activitățile de zi cu zi, pentru că urma să stăm aproximativ o lună. Însă nu era seară să nu o visez pe acea femeie și totul părea extrem de real. Efectiv mă trezeam plângând și nu-mi dădeam seama de unde toate acele lucruri și detalii în imaginația mea. Așa că într-o dimineață când am mers să iau micul dejun, mama a observat că eram destul de obosită și tristă și m-a întrebat ce am pățit. Dar tu nu dormi noaptea sau ce s-a întâmplat? Ai niște cearcăne de nu-ți spun. Ești ok? Mai bine rămâi azi aici și merg eu să ne ajut pe tatăl tău. Tu odihnește-te. Sunt ok, faza e că tot am niște coșmaruri ciudate de când am ajuns aici și mereu mă trezesc așa foarte speriată și după nu mai reușesc să adorm. De aia sunt așa. Probabil din cauza casei. Îți tot induci chestii văzând-o așa abandonată. N-auzi că nu mai avem mult și terminăm casa cealaltă și vom sta acolo până o facem pe asta. Da, dar știi ce e ciudat? Când toate coșmarurile mele apare aceeași femeie, mereu și mereu. O femeie pe care eu nu am mai văzut-o niciodată și de fiecare dată îmi pare așa real visul. Păi și ce-ți face această femeie în vis de te dă așa peste cap? Și cum visezi o persoană pe care nu ai mai văzut-o? Nu se poate așa ceva. Probabil nu-ți mai amintești tu de ea. Nu, chiar nu am mai văzut-o, sunt sigură de asta. Nu-mi face mie nimic, dar mereu visez cum e maltratată de soțul ei și efectiv parcă simt cum suferă. E o femeie blondă cu ochi albaștri. Ciudat. Străbunica era blondă cu ochi albaștri.
cea care stătea în casa asta. Dar nu are cum să o visez pe ea, că tu n-ai văzut-o niciodată. Da, uite, un aspect important. Tot ce visez eu se întâmplă în casa asta. Doar că nu arată ca acum, e îngrijită și are mobilă. Ciudat. Dacă găsesc o poză cu străbunica, o să-ți-o arăt. Până una alta, asta e și odihnește-te. Noi oricum ne întoarcem după ora 8. Au plecat cu toții și eu am rămas singură să mă relaxez. Așa că neavând curent și toate cele, singurul lucru pe care îl puteam face era să stau întins în pat și eventual să citesc ceva. Când deodată am ațipit și la scurt timp am auzit un țipăt. Cineva striga după ajutor. Așa că am luat-o la fugă spre grădină să văd ce se întâmplă. În mintea mea credeam că e mama sau bunica. Însă după ce mă uit în jur vreo 5 minute, îmi dau seama că nu era nimeni. Însă tot eram îngrijorată, îmi bătea inima și parcă simțeam că ceva nu e în regulă. Așa că am sunat-o repede pe mama să verific dacă sunt bine și să mă mai liniștesc și eu. După ce am vorbit cu ea, m-am pus să-mi fac un sandwich și în spatele meu se sparge o farfurie, pur și simplu. Era pusă bine pe masă, fără vreo șansă să cadă, dar s-a întâmplat și s-a făcut bucăți. Am tot încercat eu să-mi dau seama cum, însă nu reușeam să pun lucrurile cap la cap. În acea seară am visat-o din nou și am visat că striga după ajutor, iar bărbatul de lângă ea distrugea tot prin bucătărie, inclusiv farfuriile. Atunci m-am trezit speriată și lângă geam am văzut o umbră care se evaporase instant. În acea seară nu am mai reușit să dorm. Efectiv stăteam și mă uitam pe pereți, încercând să-mi dau seama dacă visele și ceea ce se întâmplase cu o zi în urmă se legau sau erau doar pure coincidențe. Abia așteptam să plec din acea casă. Mi se părea că are o influență negativă asupra mea. Mă simțeam pe zi ce trece din ce în ce mai rău, atât psihic cât și fizic. La un moment dat am crezut că voi claca și chiar consideram că sunt eu nebună, până ce mama a venit la mine cu o poză a străbunicii ei. Uite, ea este. Știu că nu se vede atât de bine, dar e veche tare poza. Abia ce-am mai găsit câteva pe aici prin casă. Trebuie să fac neapărat o curățenie generală, că nu se mai poate așa. E un dezastru. Uite, mamă, ea este. Ea e femeia pe care o visam și exact bărbatul ăsta. Eu nu i-am mai văzut înainte, jur că nu. Și de când stăm aici tot visez în continuu, cu ei tot am coșmaruri. A, nu știu ce să zic. E posibil să ți se pară, ca o fețe comune. Plus că, uite, pozele sunt șterse, abia se mai vede și se mai înțelege ceva. Lasă, că e doar în mintea ta, nu te mai gândi la tot felul de prostii de-astea. Mamă, dacă zic că e ceva ciudat de când a venit aici în casă, ți-am zis că visez în fiecare seară. Plus ieri s-au spart niște farfurii și pot să jur că am auzit o femeie strigând după ajutor. Și am visat aceeași chestie. Bărbatul ăla o maltrata mereu pe săraca femeie. Sigur se întâmplă ceva. Tu știi ceva mai multe despre străbunica ta? Poate s-a întâmplat și asta. Da, țin minte că mama povestea că era un bărbat violent. Dar ți-am zis, nu știu ce să zic. Mai multe discută cu bunica ta. Poate ea știe mai bine. Eu nu prea cred în lucruri de genul, știi bine. Nici eu nu credeam. Până nu am venit aici și am simțit pe pielea mea. Din prima clipă în care am intrat în casă am simțit cum mi se face pielea de găină. Și ți-am zis, prea multe coincidențe. Și chiar nu o confund. Adică de 2 săptămâni am același vis în continuu. Clar e femeia asta din poză, crede-mă pe cuvânt. Până la urmă am reușit să discut și cu bunica mea și să-i dau mai multe detalii. Iar ea chiar m-a crezut, știind mai bine aceste lucruri decât mama. Acum nu știu ce s-a întâmplat acolo și cum au ajuns acele amintiri la mine în minte, dar a fost ceva extrem de dubios. Așa că aceasta a fost și povestea de astăzi. Și înainte să încheiem, vreau neapărat să vă spunem că Dia a început să posteze de 2 ori pe zi pe canalul Dia Gaming. O să-l găsiți în descriere pentru că îi place foarte mult. Așa că dacă și voi aveți venite povești interesante, puteți să ne trimiteți pe e-mail sau chiar și pe Instagram, un follow și pe Instagram ca să fiți la curent cu tot ceea ce vom posta în continuare și noi vă mulțumim pentru toată susținerea acordată. Așa că ne vedem în următorul episod cu multă pace și iubire. Salutare!